Bun găsit, dragi prieteni, suntem în centrul vechi al Băii Mari, într-o ediție mai deosebită a emisiunii noastre Reactiv. Am decis să ieșim puțin din cadrul formal al studioului nostru și să avem o discuție liberă, într-un spațiu deschis, cu, spunem noi, cel mai activ dintre senatorii de Maramureș, pe care am trimis în Parlamentul României. Îi spunem bine a venit la emisiunea noastră domnului Ciprian Rogojan, Partidul Mișcare Populară. Bine v-am găsit, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Este doar un pretext pentru a vă avea în emisiune, mai mult am fi dorit să vă acordăm o diplomă din partea ziarului meu. Am decis că este cazul să avem și, pe lângă criticile pe care vi le aduce permanent, noi cei din presă, și este firesc să fie așa, până la urmă activitatea dumneavoastră merită monitorizată și ținută sub un anumit control, o anumită obiectivitate văzută de noi. În ceea ce privește părțile pozitive, dorim să vă spunem că sunteți cel mai activ dintre senatorii pe care avem în Maramureș, din punctul nostru de vedere, și vă înmânăm o diplomă de excelență pentru activitatea pe care ați avut-o de la preluarea mandatului până acum. Mulțumesc frumos! Nu mă așteptam la această diplomă, este o onoare pentru mine. M-ați luat așa prin surprindere. Prin învăluire, dar v-am dus așa în spațiu deschis, să aveți aer, să nu puteți spune că vă este rău. Pentru că nu pot să spun că sunteți părtinitori cu mine și în ultimele perioade ați fost foarte atenți și am fost chiar foarte bine monitorizat de trustul dumneavoastră de presă. Și ce pot să spun, că sunt foarte încântat de... În general, toate trusurile de presă care știu să diferențieze ce înseamnă presa liberă și ce înseamnă să ai anumite partipriuri cu un politician și să trească să scrii doar numai când face bine și în momentele în care greșește, că și noi greșim, că suntem oameni, să nu scrii. Din păcate, cred că criza economică mondială nu ajută foarte mult mass media. Nu ajută absolut deloc. Știți foarte bine că, în primul rând, marile firme sau cele care aveau buget de publicitate, în momentul în care a venit criza, pe primul loc la tăierile de buget s-a aflat partea de promovare. Asta este, până la urmă, trebuie să reduci de acolo de unde poți. Exact. Cred că unii moguli media au înghițit cheile seifului și au distrus mass media, dar se nu pare că... Nu vă referiți la ceva nu pe plan refer, local? Nu mă refer absolut la nimeni pe plan local, mă refer în plan general. Cred că rezistă acele ziare care încearcă să spună adevărul, să nu ducă în eroare publicul care citesc acest ziar, și cred că cel mai important lucru este să spui adevărul, să fie ca și o continuitate. Vă dau un exemplu. Pe mine mă leagă lucrurile de acasă și întotdeauna știu că acasă m-am format ca om. De aici am plecat și de fiecare dată când voi veni în această piață mă simt extraordinar de bine, mă simt la mine acasă. Exact același feeling vreau să-l am sau vreau să-l transmit, să-l aibă și ceilalți colegi ai mei din Parlament. Când stau într-o piață din orașul lor, să fie relaxat, să știe că presa cotidiană, presa din Maramureș, de fiecare dată când fac un lucru bun pentru Maramureș, că nu vreau să vorbesc doar pentru colegiul meu în care am ieșit senator, de fiecare dată când fac un lucru bun pentru maramureșeni, de fiecare dată când încerc să fac un lucru, poate nu-mi iese, de fiecare dată când fac o greșeală, să fiu luat la răspundere. Ca fără să vă supărați, adică fără să existe replici răutăcioase că există acțiuni tendențioase din partea presei. Nu vedeți așa lucrurile sau sunt situații în care există și așa ceva? Să știți că dacă sunt articole scrise la adresa mea negative, adică să spunem, ați avut un proiect care, de exemplu, nu a reușit. Este adevărat că ați depus proiectul? Este adevărat. Este adevărat că a fost respins? Este adevărat. Proiectul stă în sertare, deocamdată nu a fost scos să-l discutăm în plen. Dar nu puteți supăra pe articolele de genul acesta. Nu, probabil că este un proiect prea bun și acum este o perioadă în care lumea face mult mai multă politică, fiecare partid trage pentru un scor bun și eu sper, după aceste alegeri,
să mă întorc în Parlament și să pot să-mi iau, să-mi reiau inițiativele. Vă referiți în primul rând la cel cu castrarea da, dar n-ar mai povesti despre el, că au fost foarte multe proiecte pe care le-am depus și este foarte greu să fii în opoziție. Dar pentru mine, ca și politician tânăr și la primul meu mandat, este un lucru foarte bun că sunt în opoziție, pentru că învăț mult mai repede față de alții care poate n-au dovedit să facă până acum absolut nimic sau probabil au încercat, dar nu s-au făcut văzuți. E și greu să fii în arcul puterii, e și greu să fii acolo unde sunt 10, 11, nu? Din același partid cu tine. Cel puțin asta era versiunea USL în momentul în care s-au câștigat alegerile de către opozanții dumneavoastră politici. Iată că au ieșit foarte puțin în față. Nu i-am văzut pe la tribune exemple de deputați și de senatori care până acum nu au vorbit. Am dat și noi pe ziarul meu de mai multe ori și la conferințe de presă se simt băieții stânjeniți. Ei vin să povestească despre modul în care este Bucureștiul, modul în care văd Parlamentul, dar când îi întreb ce inițiativă a avut și ce au vorbit în Parlament, ne spun că putem găsi activitatea lor în altă parte. Nu au răspunsuri direct. Haideți să glumim puțin. Poate au un trac în fața camerei și... Au un trac în fața camerei și au și la tribună un trac destul de mare. Păi, dar nu de-aia am trimis acolo ca să aibă trac. Așa puteam lua pe oricine din pălărie. La tribună trebuie să fii puțin învățat cu scena. Mie mi-a plăcut să stau pe scenă. Din scena muzicii am urcat pe scena politică și voi încerca să ajung cât mai sus, dar printr-un efort care îl depun și îl contorizez și îl conștientizez în fiecare zi, pentru că nu-mi este ușor fiind în opoziție, dar asta mă ajută foarte mult. Am spuneați de scenă, am văzut că ați fost recent atacat, sau nu neapărat recent, cam de multe ori în momentul în care unii doresc să vă ia puțin peste picior, se amintește de faptul că ați cântat într-o anumită trupă, că ați fost muzicant la origine. Este ceva negativ să cânți? Este ceva negativ să te exprimi pe scenă? Coffee cetră, coffee tobă, coffee pian, coffee chitară? Cred că de unde până unde, că până artist, nu îmi dau seama ce este atât de negativ. Cred că pentru fiecare artist și pentru fiecare muzician este o mândrie că a terminat o academie de muzică, este o mândrie că știe să cânte la un instrument și dacă unii dintre ziariștii locali sau unii dintre colegii mei politicieni tot încearcă să-mi spună, în loc să-mi spună pe nume, mai exact Ciprian Rogojan, și îmi spun toboșarul, vreau să le spun că deja încearcă să persifleze acest cuvânt toboșarul, pentru că pentru mine a fi toboșar este o mândrie. Am terminat o academie de muzică cu media nota maximă, ca să nu spun 10, și nu văd de ce aș fi rușinat pentru meseria care am avut. E bine, cred că nu trebuie să ne facem probleme pentru acest aspect. Totuși s-au legat puțin lucrurile în ceea ce privește această calitate pe care ați avut-o și faptul că acum este campanie, bateți toba prin oraș, doriți să fiți mai important, doriți să fiți mai mare. La modul foarte realist, unde vă situați ca și partid? Creșteți, am înțeles, dar vă întreb în contextul în care eu nu am mai văzut sau a fost o chestiune nouă, cel puțin în ultimii 10-15 ani, ca un partid să se nască pur și simplu peste noapte cu câteva luni înainte a alegerilor. Aici a fost o chestie foarte interesantă. De obicei, construcția se duc în timp, se așează, creșteți, dezvoltați niște idei. În primul rând, vă situați acum? Vreau să vă spun că batem toba după partitură. Și dacă o bați după partitură, înseamnă că o bați corect. Și noi am început cu pași foarte, foarte mici, dar repezi. Ne situăm la un procent de două cifre, dar știți foarte bine că nu prea poți să faci o evaluare corectă până în ziua votului, să vezi dacă lumea își dorește să meargă la vot. Este foarte evident din sondajele pe care le-am făcut că populația nu își dorește să meargă la vot, dar în același timp pe mine mă supără faptul că mă întâlnesc cu un prieten pe stradă și îl întreb: ai fost la vot? Băi, m-aș fi dus la vot, dar lista a fost cam... Nu ai dreptul să spui sau să ai o părere din moment ce tu nu ai fost la vot. Nu ai dreptul să spui: eu ca cetățean aș vrea să schimb ceva în România, dar tu de fapt nu mergi la vot.
Eu nu vreau să influențez pe nimeni. Dar dacă nu are om pe cine să voteze, poate va și dreptatea sa în Nu există asta. Să n-ai cu cine să votezi. De exemplu, Partidul Mișcarea Populară are o echipă foarte tânără. Poți să vezi foarte bine cine sunt pe în primele locuri din lista noastră, candidați la europarlamentare. Cristian Preda este un europarlamentar în funcție. Siegfried Mureșan, fost consilier a doamnei Angela Merkel, activează în Parlamentul European. Pe locul 3, domnul Teodor Baconski, fost ministru de externe. Pe locul 4 este domnul Cristian Petrescu, fost ministru al dezvoltării. Și lista decurge, dar noi suntem conștienți că nu vom prinde o poziție cu foarte, foarte multe locuri. Dar dacă vom face un scor cu două cifre, putem să ne îndreptăm spre 3 sau 4 europarlamentari. Ce înseamnă aportul pe care președintele statului l-a avut în promovarea acestei inițiative, Mișcarea Populară, și după aceea, ulterior, crearea partidului Mișcarea Populară? Vă situează pe un loc în care puteți să sperați la mai mult, având în vedere faptul că după 9 ani de mandat, e clar, un președinte, indiferent cine ar fi el, se erodează. Este foarte greu să fii în funcție 9 ani și să-i mulțumești pe toți. E clar că te afli într-un declin al popularității în rândul alegătorilor. Vă avantajează sau nu vă avantajează acest moment acum? Sau, din contră, președintele Băsescu reușește să tragă în sus partidul în procente? Eu, fiind un om de dreapta, am știut când am făcut acest pas să preiau și conducerea Partidului Mișcarea Populară la județ, că eu sunt un om care am crezut în Traian Băsescu și nu vreau să mă dezic de proiectele dânsului. Cred că la fel cred și colegii mei și cred că este momentul în care dreapta va avea un cuvânt destul de greu la aceste alegeri, repet, dacă lumea va ieși la vot, și se va da un semnal pentru continuarea proiectelor făcute de președintele Traian Băsescu. Nu vreau să am nici o bătălie pe plan local cu nici un președinte de partid de la putere sau de la alte partide. Vreau să ducem n-aș numi o bătălie. Aș vrea să ducem această luptă politică până în data de 26, când vom afla rezultatele. Cred că cel mai important este pentru țară și pentru comunitate să dovedești prin fapte proiectele pe care vrei să le faci. Și cel mai important pentru un europarlamentar este să-ți reprezinte cu cinste țara care l-a trimis să fie în Parlamentul European. Până acum, vis-a-vis de ceea ce spuneam, de implicarea președintelui și neimplicare, trebuie să vedeți și aspectul următor. Aveți oameni în partid care pot, de exemplu, doamna Udrea, care pot să ridice acest partid. Considerați că este momentul ca respectivul să iasă mai mult în față, în detrimentul altor persoane? Să spunem, președintele actual al partidului este un om mai puțin cunoscut. Ar fi cazul ca el să iasă în față sau să vă bazați tot pe notorietatea pe care au unii dintre membrii care există acum deja în structura de conducere? Aveți, cum spuneați, un Teodor Baconski mai cunoscut, dar aveți, de exemplu, Siegfried Mureșan, care nu este cunoscut, deși are niște calități foarte bune. Ce încercați să faceți până la urmă? Să le îmbinați pe cele două sau să creșteți pe cei care nu sunt atât de vizibili? Noi avem o echipă foarte bine împărțită și s-a făcut o evaluare pentru fiecare membru sau pentru fiecare om vocal, om politic vocal din acest partid. Fără dar și poate doamna Elena Udrea este cel mai vocal membru, dar și domnul Eugen Tomac, în partea Moldovei, are un cuvânt greu de spus. Cred că nu ajunge timpul să se afișeze atât la televizor, să fie peste tot, pentru că el este un om de acțiune și un om de teren. Pot să vă spun de mine, s-a făcut o mică selecție la centru, să vedem cine va intra în clipul de promovare a partidului. Și a intrat așa, Teodor Baconski, Siegfried Mureșan, Cristian Preda, doamna Elena Udrea, doamna Ruxandra Dragomir, tenismana, și o să te pun și pe Cici, că
Și azi nu mi-e să greu. Dacă aveți un trezmen, să mai vină după, și un toboșar. Nu, dacă după 2 ani de zile de politică complet. Am mai rămas cu puțină notorietate. Și zice, oh, har domnule, ai suficient de multă notorietate. Așa că am intrat și eu în clipul de promovare pentru europarlamentare a Partidului Mișcarea Populară. Poate s-au luat și după aspectul, doamne, mai înalt puțin, să avem și niște băieți mai înalți acolo. Pentru mine ar fi o... Nu. Cred că după alte aspecte s-au luat, dar pentru mine ar fi o mândrie să știu că muzicienii își fac timp duminică să meargă la vot. Știi că de obicei muzicienii, muzicanții termină nunțile târziu. Și poate e mai greu a doua zi, se trezesc și mai târziu. Dar poate data asta își vor face timp, având în vedere că au un reprezentant și o parte din mine este partea artistică care niciodată nu va dispărea. Depinde foarte mult și de vreme, vedem că este destul de schimbătoare, totuși vor fi porțiuni în zi în care vremea va fi relativ în regulă și atunci vor ieși din casă, dacă nu vor merge la picnic de dimineață până seara. Se poate vota și seara. Se poate vota, evident. Am văzut, de exemplu, cazul Năstase, când s-a votat între 6 și 8, s-a votat într-un mod foarte interesant, nu mai revin. Vreau să vă întreb dacă pentru toamnă aveți vreo idee despre o eventuală conjunctură. PMP nu poate juca singur pentru președinție, este clar. Va trebui să vă puneți cumva, să vă coordonați acțiunile cu alte formațiuni. Știu ce doriți să mă întrebați. Vedeți un Ponta premier și un Băsescu sau o doamnă Udrea premier? Sau vedeți o altă variantă în care produsul dumneavoastră se iasă în față? Un Udrea președinte, un sprijinit de voi, să zicem, prezentant al PNL sau așa? Încotro vedeți dumneavoastră că s-ar putea așeza lucrurile? PMP alături de dreapta sau PMP alături de PSD? PMP categoric este un partid de dreapta. PMP va crea pe partea dreaptă. Dar în politică se întâmplă multe lucruri. Că sunteți de dreapta, că sunteți de stânga, la un moment dat lucrurile se pot armoniza. Am văzut o alianță, USL, iată, între două forțe antagoniste, PNL și PSD, care n-au în comun decât cele trei, adică sunt trei litere în fiecare parte. Prima este comună, în rest nu este nimic comun în cele două partide. Cel mai corect ar fi să așteptăm rezultatele. Cred că este un test foarte bun pentru toate partidele politice, rezultatele de la europarlamentare, asta în varianta în care oamenii vor ieși la vot. Dacă nu, primul semnal care se va da, să vedem cum se poziționează dreapta, va fi când vom lupta pentru prezidențiale. Nu pot să vă spun nici măcar dacă am vreo idee la ceea ce m-ați întrebat dumneavoastră. Dați un pic din casă acum, că nu ne aude nimeni. Dar pot să vă spun că în momentul în care cei de la centru vor decide și se vor pune la masa rotundă și vor decide un lucru bun pentru viitorul acestei țări, voi fi primul dacă voi afla ceva ca să vă anunț. Nu ne îndoim că va fi o variantă pe care dumneavoastră o veți agrea și echipa respectivă veți lucra. Totuși, important este pentru țară nu atât prosperitatea unui partid politic sau altuia. Pe noi ne interesează ca și cetățeni, ca și alegători, ca și oameni care plătim dările către stat, care noi așa avem o susținere la bugetul de stat, să avem niște condiții de trai decente, să vedem că lumea evoluează, să vedem că lucrurile se mișcă în țara asta și se pot face ceea ce lucrurile pe care le-ați promis. Că sunteți la guvernare alături de PSD, că sunteți alături de PNL, pe noi nu ne interesează lucrurile acestea. Ridicați mingea la fileu. Vă rog. Umblau unii copii netrimiși de Partidul Mișcarea Populară cu niște flyere în oraș în care se vorbea de cele 35 de taxe a guvernului Ponta, se vorbeau de cele 1 milion de locuri de muncă care nu există. Cred că va fi un semnal de alarmă și pentru PSD sau pentru alianța lor, pentru că trebuiau măcar o parte din lucrurile care le-au promis către cetățeni să le onoreze. Cred că cetățenii vor condamna la vot și mi se pare așa foarte pueril să încerci să minți poporul cu televizorul. Mi se pare așa o chestie. Eu știu că poporul român îi amărât și sărac.
dar românii nu sunt proști. Și noi am greșit. Se bazează și guvernul Boc pe slaba capacitate de analiză a electoratului? Categoric, da. Și guvernul Boc a greșit, ne-am asumat greșelile pe care le-am făcut, dar noi nu am încercat să mințim poporul cu televizorul. Sunt două posturi, nici nu vreau ca să le amintesc. La unul deja mă uit, că îmi place, mă distrez, efectiv. E bine, vedeți măcar partea amuzantă. Deci, nu ai cum să nu te uiți la partea amuzantă, pentru că unii oameni deja sunt... numai un puțin și merg spre paranoia. E și când pun capul pe pernă, au un singur cuvânt de spus. Elena Udrea și Traian Băsescu, două cuvinte. Atât. Ultima întrebare pe final de emisiune. Spuneți-ne, am remarcat un comunicat de presă pe care dumneavoastră cei de la Mișcarea Populară l-ați emis recent și pe care mass media l-a preluat. Este vorba despre acele proiecte pe care Elena Udrea le-a finanțat, le-a susținut, cum a știut dânsa mai bine, pentru Baia Mare și a sprijinit chiar și pe actualul lider al administrației băimărene. Și aș dori să vă întreb în acest context care credeți dumneavoastră că ar putea fi avantajele pe viitor pentru Baia Mare, în postura în care doamna Udrea ar deține o funcție administrativă, ne-ar avantaja sau nu, și cum vedeți progresul pe care l-a făcut Baia Mare din această perspectivă a finanțărilor aduse de doamna Udrea pe acele proiecte PIDU și altele care au fost Planul Integrat de Dezvoltare Urbană. Deci dacă doamna Udrea va ajunge ca să dețină o funcție administrativă, cu siguranță nu numai pentru Baia Mare, dar pentru toată țara, ar continua proiectele care nu a putut să le ducă până la bun sfârșit. Mai sunt bani, domnule Rogojan, pentru astfel de proiecte? Doamna Udrea este o femeie foarte isteață, care cred că și din piatră seacă, știe să facă bani, are un atu, ea nu este un politician care să stea în birou. Ea pleacă foarte mult pe teren. Ea este un om de acțiune. Deci ea, dacă trebuie să vină până la Borșa, vine la Borșa. Dar ca să își împartă timpul într-o zi, a trecut și prin Sein, și prin Borșa, și prin Baia Mare. A doua zi și-a comasat Bistrița Năsăud și cam jumătate din săptămână și-o petrecea pe teren să vadă rezultatele proiectelor pe care le-a inițiat și jumătate din săptămână mai trebuia să semneze și alte acte în minister. Eu sunt convins că cetățenii Maramureșului știu că o parte din banii alocați din minister, când doamna Udrea era în minister, 151 de milioane de euro au venit către Maramureș și o parte bună dintre ei sunt pentru municipiul Baia Mare. La fiecare panou care îți spune firma care lucrează și restaurează, apare proiectul Regio și Frunza. Acel proiect Regio și Frunza înseamnă că doamna Elena Udrea a mai semnat un contract pentru Baia Mare și băimărenii sunt convinși că, eu sunt convins că băimărenii știu acest lucru și nu degeaba băimărenii pe doamna Udrea o consideră un prieten a orașului și de fiecare dată doamna Udrea când vine în Baia Mare este foarte bine primită, aplaudată și nu trebuie să fac eu ca și organizator sau coorganizator să fiu atent dacă nu ar fi 2-3-10 persoane care s-o huide datorită faptului că acum ea nu este la putere și alții sunt la putere. Nu a existat niciodată o asemenea problemă. Ea a fost primită cu brațele... E și greu să huidui o doamnă precum Elena. Acum să fim serioși, indiferent cât ai fi de mitocan, nu e cazul Uitați la legătorului român. Uitați că jurnaliști din Baia Mare au făcut un fel și fel de chipuri și nu pot să... Dacă intrați pe un site de socializare, puteți să vedeți până unde poate să meargă... Pe Facebook, e simplu. Pe Facebook, până unde poate să meargă mitocania unui jurnalist care, din punctul meu de vedere, are mult de spus, a fost sau este un jurnalist cu o coloană vertebrală, dar poate un pic așa derapat și m-aș bucura să intre pe cărarea bine bătătorită pe care a pornit. V-a susținut în campania pe care categoric, a dus-o în 2012 și poate de aceea a fost puțin supărat că nu sunteți prea apropiat de Nu eu am schimbat barca asta. Și dacă a plecat în altă parte, asta eu, dacă este un sprijin financiar pentru el, că a mers în altă tabără, nu trebuie să fie o supărare de-a mea. E deci pentru mine a rămas același om. Dar când îmi atacă tabăra și mai folosesc și niște cuvinte destul de neuzuale, mai puțin ortodoxe? Mai puțin ortodoxe, atunci dați-mi voie, eu sunt un om care
care se hrănește din spiritul de echipă și trebuie să o apăr, să-mi apăr echipa. Egal că este vorba de echipa de Baia Mare sau echipa de la centru. Nu, cred că a fost o chestiune pe care să o mențină în timp așa și cred că puteți ajunge la o... Cu siguranță. O reconciliere a relațiilor. Bun. Un ultim mesaj pentru cei care merg în duminică la vot. De ce este important acum ca românul să iasă din casă și să meargă la vot? De ce este foarte important acum acest moment? În primul rând, românii, în special la țară, am făcut un studiu. Au niște idei foarte fixe. Auzi, domnule, mă duc să votez pe președinte sau mă duc să-l votez pentru primar. Și atunci trebuie să faci ca și în campanie, cum eram eu în campania de senator, door to door, și să mă duc din casă în casă să le explic de ce trebuie să meargă să voteze pentru europarlamentare și că este bine pentru noi și pentru țara noastră. Eu cred că în luna asta de campanie și în pre-campanie cât am fost prin țară plecat, am reușit ca să le explic oamenilor de ce trebuia să meargă la vot și este foarte important să mergi la vot ca să nu vii după ce se votează, să fii nemulțumit de procesul votului și să spui, domnule, dacă știam că așa ar fi ieșit, mergeam și eu la vot. E un păcat pe care n-aș vrea ca să ni-l asumăm după aia. Mi-aș dori să mergem cât mai mulți. Cât mai mulți. Știm ce dorește populația, știm ce doresc românii dacă mergem la vot. Dacă stăm acasă pe considerentul, lasă că merge oricum este prietenul cine meu, oricum este cine trebuie, nu o să facem niciodată o schimbare în România. Și eu nu spun că nu e momentul să nu facem o schimbare. E momentul să facem o schimbare. Domnule senator, eu vă mulțumesc pentru invitația pe care ați onorat-o și ați venit în emisiunea noastră. Vă mulțumesc și eu. Și de fiecare dată, dacă greșesc, vă rog frumos, nu ezitați să mă trageți de mânecă. Sau să vă lase un comentariu. Sau să îmi lăsați un comentariu. Dar să știți că apreciez de fiecare dată presa care are bunul simț înainte de a scrie un articol bun sau prost despre persoana mea, să-mi dea un telefon înainte să mă întrebe dacă este adevărat. Chiar recent m-am lovit de un articol apărut într-un ziar național, cum că aștept un băiețel, că Amalia este în luna 6-a și nașii mei vor fi cu tare și cu tare. E, pot să vă spun în premieră, nu știm încă sexul copilului, nu este nici în luna 6-a și deocamdată suntem la capitolul 2 din cartea Mama și copilul, nu ne-am gândit la nașii copilor. Vă mulțumesc frumos! Domnule senator, succes pe viitor în ce face și să continuați lucrurile bune pe care ați făcut acolo, să nu vă dăm o zmeurică peste un an, un fel de diplomă pe invers, să fie tot așa una de excelență. Eu primez, mă, să nu fie acră. Să nu fie acră. Bun, încă o dată succes și toate cele bune. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Reactiv. Duminică nu uitați să mergeți la vot, e bine să ieșiți din casă, să puneți ștampila pe cine vreți dumneavoastră sau să vă anulați votul, iată, este o altă opțiune, dar mergeți și exprimați-vă liber, pentru că în momentul respectiv puteți fi siguri că nimeni nu o să vă poată spune așa sau așa sunt lucrurile, fără ca dumneavoastră să fiți în cunoștință de cauză. Nu. Știți ce votați și votați exact ceea ce vreți dumneavoastră conform conștiinței. Toate cele bune, ne vedem săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Reactiv. Gândiți pozitiv!